Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Rămânem în trafic. Da, apropo de accidente, niște cercetători australieni susțin că au descoperit legătura între culoarea mașinii și riscul de producere a accidentelor. Ceea ce bănuiam dintotdeauna când vedeam mașini roșii în trafic. Dar nu mașinile roșii sunt cele mai periculoase. Mașinile de culoare neagră, ci că înregistrează cea mai mare rată de accidente. A mea e neagră. Deci, da. Studiu efectuat de cercetătorii de la Universitatea Monash din Australia. Riscul producerii unui accident, dacă te afli la volanul unei mașini negre, este cu 12% mai mare dacă e vorba de o mașină albă, decât dacă e o mașină albă. Deoarece mașinile negre sunt mai puțin vizibile pe șosea, mai ales pe timp de noapte și în condiții meteo nefavorabile. Dar mai ales dacă stingi luminile. Exact. Să faci economie la benzină. La mine în sat sunt niște domni care fac economie la benzină. Serios? De fapt, la GPL, da. Da, sting merg luminile, mai, și aia cu bicicletă, aia fac o economie totală. Negrul este preferat de persoanele, fie atenzaf, conservatoare și adepte ale unui stil clasic. Eu. Așa o fi pe la aia, pe acolo, prin Australia. Da. Tu ai mașină gri. Argentie. Argentie. Liliachie. De foarte mulți ani. Nu, da. Luca are mașină liliachie, el susține că e gri. E argentie. Se cheamă Grilila. Deci are mașină liliachie. Au studiat, mă, Grilila? Au așa, mașinile gri, cum zice Luca, sunt cele mai periculoase pentru că sunt greu de observat de la distanță, mai ales pe timp de ceață, când sunt practic invizibile. Corect. Nu prea avem ceață. Da. Griul și argintiul sunt periculoase deoarece și reflectă razele soarelui și creează efect de oglindă pe timp de zi. Asta e o prostie. Eu am mașină albastră. Zice așa, deși prezintă un risc mai mic de producere de accidente comparativ cu mașinile negre, gri și argintii, așa. Comparativ cu autoturismele albe, cele albastre au cu 7% mai mari șanse să fie implicate într-un eveniment rutier. Mașinile albastre sunt cele mai relaxante pentru șofer. Dar nu înțeleg de ce, că eu nu... Vezi să ne ții pești. Adică, pentru mine... Nu-ți mai vezi capota de mine. Văd, dar nu mă uit la capotă, mă uit la drum. Ia te relaxează. Zine și de mașini albe, că mașini sunt, albe. Cred că sunt foarte multe. Mașina albă. Mașina albă. Albul este considerat cea mai sigură culoare pentru o mașină, fiind totodată și una dintre cele mai populare din lume. Și la noi, la maneliști, era într-o vreme asta. Asta, da? Dacă ar fi știut, e că așa populară și sigură. Mașina albă este perfect vizibilă, indiferent de condițiile meteo și de drum, atât pe timp de noapte, cât și pe timp de zi și așa mai departe. Riscul producerii unui accident este mai mic cu 10% decât în cazul oricărei alte culori. Deci noi ne-am luat de ei, că sunt într-un fel sau altul, și ei, de fapt, văzuseră studiu înainte. Erau responsabili. Uite, sunt responsabili. Responsabil, da. Da. Ai văzut că ei sunt foarte responsabili. Încearcă să evite producerea unui accident, mai ales în parcări. Unde ocupă câte 2-3 locuri odată. Da. Ca nu care cumva să se accidenteze cineva, da, când deschide portiera spre ei. Și dacă ai ceva de comentat, accidentează, dar total întâmplător. Da, ei, accident, da, dar nu accident rutier. Nu e rutier. Este pe calea rutieră, pe, da, carosabil, pe alea, dar... Mai dăm ceva? Mai mașini? Mai vrei? Hai, mai zi una. Uite, roșii, că și mașina roșie. Roșu este culoarea... Asta... Toate sunt greu de detectat. Deci eu cred că roșul este culoarea cel mai greu de detectat în trafic din cauza reflexiilor care afectează vederea periferică. Mașinile roșii prezintă un risc mai mare de a fi implicate într-un accident, mai ales pe timp de noapte, atunci când această culoare e percepută ca negru. Deci părerea mea este că cercetătorii ăștia aveau toți mașini albe. Da, și-au zis. Că era... Alte, toate, da, sunt... Entry level, nu costa nimic, vopseaua așa, și ei și-au luat mașini albe și toate sunt foarte periculoase. Mai puțin mașinile albe. Roșu, ce? E nasol de tot cu roșu. Negru e foarte rău că nu se vede. Bine, atunci argintiu se vede. Nu, argintiu e... Oglindă. Deci, și roșu, care e problema cu roșu? Are reflexie, afectează vederea periferică. Și noaptea pare negru, asta, da, e. Asta mai auzi. Da, verde. Verdele nu e atât de sigur, deoarece se pierde cu ușurință peisajul. Hai, mă, gata. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.